Radu Mazăre se pregătește să devină faraon. Și pentru că în Egiptul antic animalele jucau un rol important în viața oamenilor, faraonul Mazăre va fi înconjurat de fiare sălbatice, cei drept de la circ. Domnul băiat. Da, da. Nu e frică? Acum că e mic. Domnul băiat, dar vouă vă e frică? Puneți în viață și voi. Să îi lăsăm la veci, la ceilalți. Unde e greu? Gata, da. Da. Păi are 30 de kilograme. Păi povestește-l. Teoretic, am înțeles că o să fie pe car. Da. Pe carul alegoric. Ăștia mici, dacă... Iar cei mari o să fie la scenă. Trebuie să recreăm atmosfera din Egiptul antic și toată atmosfera de acolo presupunea pentru ei animalele, dacă ați observat, și zeii lor, toți între chipări de oameni cu cap de animale. Din spectacol nu vor lipsi șerpii, care vor intra pe scenă într-un moment special. Ăștia doi pitoni vor fi pe scenă. Atunci când va fi prezentat la finalul actului haremul pe care îl avea Ramses. Întocmai ca în Egiptul antic, la show vor fi și cămile, dar și un aligator. Pentru copii, carnavalul va fi fascinant și aștept să vină să vadă pe viu animalele și spectacolul pe care o să-l facă acolo. După ce a făcut cunoștință cu toate fiarele care vor participa la spectacol, primarul Constanței a făcut și o mărturisire. Care este animalul noastră preferat dintre toate acestea? Fetițele. Nu, leu. Sunt unele fete care îmi spun și leuțul meu. În cinstea faraonului, pe scena carnavalului va fi construită și o piramidă în direct în timpul spectacolului, iar marele preot al lui Ramses va fi interpretat de Cabral.